Salutare pofticioșilor, astăzi revin cu un videoclip nou. Astăzi am ajuns la Kaufland și am zis să încercăm ceva nou ce nu am mai încercat pe canalul nostru de YouTube. Și dacă toți ați ajuns aici, pe canalul meu, vă rog frumos dați o abonare la acest canal și activați clopoțelul să știți când postez următorul videoclip. Și bineînțeles, dacă vreți să încerc ceva anume, ceva ce vă place sau ceva ce nu ați mai încercat și vreți să vedeți, lăsați un comentariu cu ce vreți să încerc și de unde și dacă se poate și adresa. Și bineînțeles, o distribuire m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Așa că hai să începem. Am cumpărat 1, 2, 3, 4, 5 chestii diferite. Hai să vedem care cum sunt. Vedem ce avem. Punem punguța așa într-o parte. Avem un foietaj cu mere. Un foietaj cu brânză. Punguțele le punem într-o parte. Un croissant. Alt croissant aici. Și ultimul. Un rulou cu brânză. Hai să vedem cât a costat fiecare. Foietaj brânză. Acesta, 1,43 lei. Croissantul bavarez este acesta, 1,59 lei. Croissantul cu unt a costat 1,09 lei. Și foietajul cu mere, 1,79 lei. Asta este aici bonul, hai să-l punem deoparte și să încercăm să vedem care cum sunt. Am încercat să cumpăr foietaje, cam ceva asemănător. Să încerc, pentru că nu am încercat niciodată, la așa preț, să vedem dacă a meritat. Hai să vedem. Și începem cu batonul cu brânză. Cam așa arată. Hai să vedem. E destul de ok, nu e foarte sărat. Destul de ok, e cu telemea. Hai să facem comparație cu ăsta, că și ăsta e tot cu brânză, să vedem. Asta e cu brânză dulce, e dulce. Nu foarte dulce, dar e dulceag. Asta e cu brânză sărată, deci nu mă așteptam, să fie și asta tot cu brânză sărată, pentru că scria că e cu brânză. Hai să încercăm croissantul bavarez. Da, nu are nimic înăuntru. Ciudat, e sărat, dar nu are, are puțin cașcaval aici sub, înăuntru nu are nimic. Hai să încercăm și pe ăsta cu unt.
Destul de ok. Îmi place mai mult ăsta cu unt decât ăsta. E mai bun la gust. Și hai să încercăm și ultima chestie. Foietajul cu mere. Să vedem cum e. Da. Are gustul clasic de strudel cu mere și cu scorțișoară. Vreau să cumpăr mai multe produse de la Kaufland de genul, dar au fost ultimele și am luat câte unul din fiecare. Mai aveau donuts din aceea cu ciocolată, dar am zis că na, din aia am încercat și nu are rost să mai iau. Bun, clasamentul. Cred că locul 1, locul 2, 3, 4 și 5. În ordinea asta mi s-a părut cel mai bun. Rulou ăsta cu brânză. Mai luăm o gură. Crunchy bun. Chiar merită banii. Am făcut dezastru aici. Se cam fărâmă. Vă recomand, dacă ajungeți la Kaufland, sunt destul de ok, sunt destul de ieftine, mai ieftin de atât, ce să zic. Asta a fost pentru astăzi, pofticioșilor. Dacă vreți să mă susțineți, like, comentariu și o abonare. Asta a fost pentru astăzi, dacă vă place și vreți să vedeți ceva anume, aștept sugestiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizualizări și ne vedem în videoclipul următor.